Bun găsit! Vă invit să vizionați tutorialul Aplicația OneDrive versiunea Windows. OneDrive face parte din uh, suita Office 365 pentru educație. Pentru a descărca aplicația deschidem Microsoft Store și căutăm OneDrive. Apoi dăm click pe descărcare și lansăm aplicația. În partea stângă sus avem fișierele mele. Eu folosesc această aplicație de aproximativ 10 ani, când nu făcea parte din suita aplicațiilor Microsoft. Bine, acum să vedem. În partea stângă sus avem fișierele mele. Avem recente, avem fotografii, avem partajat și avem coș de reciclare. Avem apoi creați un document sau un folder nou în această locație. O să creez un folder nou. Și o să-l scriu, să scriu cred. Și creăm folderul. După cum vedeți. Folderul cred a fost creat. OneDrive o aplicație pentru a ți ține documentele, Word, PDF, Excel, imaginile sau materialele multimedia, videoclipuri și prezentări PowerPoint sigur în cloud. Am creat folderul. Acum apăsăm pe încărcare și putem încărca un folder sau fișiere. După cum v-am spus, vă voi arăta acum ce putem încărca. Și încărcăm acum un document Word. Dăm click pe el, deschidere și documentul nostru Word a fost încărcat. Acum vom încărca un PDF. Dăm tot la fișiere și vom încărca un document PDF. Selectăm documentul și apăsăm deschidere. Acum vom încărca. Un fișier Excel. Documentul nostru s-a încărcat în folderul cred. Acum vom încărca o prezentare PowerPoint. dăm click pe prezentare și aceasta a fost încărcată. Apoi dăm tot click pe fișiere și vom încărca un filmuleț. După cum puteți vedea, am încărcat Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, document, PDF, Excel și un filmuleț. Și de asemenea, putem încărca la fișiere. Din clic pe fișiere. Putem încărca imagine, da? Dăm click pe imagine, dăm deschidere și imaginea a fost încărcată. Și vreau să vă arăt că toate acestea ni se deschid acum online în cloud. Voi deschide filmulețul care l-am încărcat. Îl puteți vedea aici filmulețul? Am găsit. Și avem posibilitate să partajăm fiecare document sau material multimedia încărcat în cloud, să-l partajăm cu cine dorim noi. Apăsăm pe partajare și apoi putem să permitem editarea, să setăm o parolă sau să setăm data de expirare sau dăm click obținere link. Copiem linkul și dacă am dat acest link mai departe, ceilalți pot să vadă documentul, filmulețul sau videoclipul nostru. Acest tutorial a fost realizat de profesorul Duma Cornel Lucian. Expert, resurse educaționale deschise și tutoriale, în proiectul Curiculum Relevant Educație deschisă pentru toți, cred.